reacționează antreprenorii la sfaturile pe care le dați? Aici, antreprenorii, da? Eu știu că se numesc board of advisors, dar eu nu, prin asta nu înțeleg sfătuitori. Adică nu cred că cineva e mai îndreptățit decât ar vrea să dea sfaturi. Nu cred că ăsta e business-ul. Adică nu asta a fost pledoaria mea. Pledoaria mea a fost mai degrabă de un board de reflecție. Adică un board în care, dacă un antreprenor are niște întrebări, are niște nelămuri, are mai multe idei pe masă. S-a oprit de 4 ori la semafor până la serviciu și are mai multe idei pe masă, găsește un cerc de oameni de încredere, cu niște expertize validate în niște domenii, cu care poate face un fel de ping-pong cu ideile astea. Da? Dacă le-am mai văzut în altă parte, dacă am văzut bune practici în domeniul ăsta, cum crede că a reacționat divers la lucrurile astea. Pur și simplu e o sesiune de întrebări și răspunsuri. În cazul particular, unde expertiza mai multor fonduri e mare, se poate ajunge și la recomandări sau sfaturi. Dar nu cred că sfatul e locul în care aș așeza relația asta și interacțiunea asta. Pentru că antreprenorul față de corporații e pe barba lui. Nu trebuie sfatul de la nimeni. Vreau și eu să mă fac părerea pe tema asta, pentru că sunt în niște borduri de companii antreprenoriale, două borduri din astea, și funcționează. Funcționează la mod foarte practic, în sensul în care e arată întâlnirile să mai frecvente, adică nu ora de la 6 luni, ci cu maxim o dată la 2 luni. Și cumva oamenii care sunt în business-ul lor și în general foloseau în judecata lor proprie și din când în când într-un mod mai puțin formal a cere un sfat unui prieten, unui mentor, unui ajutor, deci l-au adunat aia 5-7 oameni dintr-o sală în care ne întâlnim, vedem un raport și începem să ne uităm critic la business din perspectiva creșterii, din perspectiva dezvoltării, din perspectiva provocărilor de piață. Sigur că noi nu avem competența specifică de nișă, de industrie a business-ului respectiv, dar avem oarecare experiență de business în spate, de a fi construit niște companii, de a fi făcut, și aici vorbesc de structura board-ului, ceilalți membri, de a fi ridicat de la zero sau de la un nivel mic la un nivel mare o afacere, și asta ne ajută să avem o perspectivă și ajută și pe ei să vadă lucrurile și cu ochii noștri, adică de la nivelul pădurii, nu al copacii. Mulțumesc frumos! Bună ziua! Eu am o companie de 4 ani și chiar acum vreau să fac un board of advisory, pentru că simțeam nevoia. Întrebarea e, mă tot gândesc cu partenerul meu și nu găsesc un sistem de recompensă. S-a vorbit ceva despre asta, dar mai exact, ca și tot cum se întâmplă. Adică, Sergiu, câți bani ai? Dar spune! Ok. Quasi equity, răspunsul. Dacă nu ai cash, dacă nu ai cash, dar ai masă. Dacă nu ai cash, dar faci o companie care își propune la un moment dat să fie vândută, cel puțin la nivel practic, e un sistem de earn-out în care primești un equity care se acumulează după anumite reguli. Putem să facem chestia, să facem asta ca o sesiune, știi, de cum structurezi un pachet de incentive pentru un board of directors / advisors în funcție de nivelul de implicare pe care îl dorești din partea board-ului ăsta. Eu cred mai mult, mai degrabă, într-o structură de board of directors care nu înseamnă chiar Consiliul de Administrație în sensul românesc al problemei. Și cum structurezi, până la urmă, nivelul ăsta de incentiv, care poate să însemne un retainer de cash, dacă ești o companie mare care are mai mult cash decât equity, dar probabil, în cazul tău, înseamnă mai degrabă să dai niște drepturi de stock option sau ceva similar. Mai avem o întrebare. Bună ziua, mă numesc Angaluma. Am o întrebare. Care au fost cele mai trei comune sfaturi pe care le-ați acordat antreprenorilor, atât mici, mari, medii, mijlocii, cum vreți dumneavoastră, dar cele mai întâlnite sfaturi acordate? Mulțumesc! Înainte să răspund asta, aș răspunde la cea dinainte. Nu cred, cel puțin în felul în care am văzut subiectul până acum funcționând, că Board of Advisors e un subiect de cash care se încurce compania. Dacă problema se pune așa, cred că suntem în alt film. Da? În filmul unui board of advisor obișnuit care se întâlnește de 2-3 ori pe an, asta n-ar trebui să reprezinte cash-wise ceva ce să pună compania în păbrăci. Ca
să necesite o echivalență în equity și atunci, cred că suntem la altă ordine de mărime. În materie de sfaturi, o să le restrâng pe cele trei la unul singur și apoi un singur cuvânt. Focus. Focus este recomandarea pe care cumva am fost obligat să o dau cel mai frecvent antreprenorul care am stat de vorbă și în particular și companiilor cu care stau de vorbă în calitate de consultant, pentru că există această tentație teribilă de a face cât mai multe lucruri pentru cât mai multă lume. Venind, cel puțin în cultura, așa cum s-a construit capitalismul în România, foarte multe lucruri echivalează cu oportunități. Și foarte frecvent, oportunitățile astea, de fapt, sunt deraieri de la treaba de bază pe care ai făcut și pe care o faci cel mai bine. Și în fiecare oportunitate asta în care intri, crezând că o să o faci bine, sunt alții care o fac foarte bine. Și îți ia resurse, îți ia timp, îți ia nervi. Se pare, la un moment dat, că e o oportunitate, după care îți mănâncă zile și nopțile. Focusul e, cred, secretul succesului, să faci ce faci foarte bine și anume dacă poți să faci ce faci cel mai bine. Atât. Mulțumim foarte mult!